naiba știe. Eu am avut și am o iubire adevărată, mare și definitivă. Asta e. Ce să mai comentăm? Dar am avut prietenii multe și prietenii trădate tot multe. Acest sentiment, poate păgubos, a fost unul dintre motoarele esențiale ale vieții mele. Și de ce să nu fiu sincer, poate un complex de copil singur la părinți, care a tânjit toată viața lui după încrederea în cineva, care a avut de dat, indiferent dacă a primit un nu. Dacă aș face o istorie a prietenilor trădate sau confirmate din viața mea, sunt sigur că ar fi o istorie fabuloasă. Copilul care a trăit împreună cu toți trei copiii din neamul Ciobănică, cu bogasierul Costel, cu tanța lui Purdă, adolescentul care a trăit împreună cu Didi Ciocan, cu Nicu Fota, cu Sile Pârvuleț, cu Gruescu și Răsculescu, apoi cu Marian Buleandră, cu Bostan Costică, cu Florin Făgărășanu, cu Pepino, cu Valentin Ionescu, cu Tavi Androni. Apoi, în prima tinerețe, cu minunatul Nicolae Stoian, cu Nea Gigi Mitroi, cu Emil Cojocaru, cu Adrian Dohotaru, cu Comanșova, cu Nea Bebe Marinescu, cu Puiu Novac, cu Tiberiu Petrescu, cu Virgil Simion, cu doamna Ivone Ionescu, cu doamna Caurea, am numit aproape toți membrii familiei mele dintr-o poveste ce s-a chemat viața studențească. Dar și cu Stelică Moțiu și Voicu Enăchescu. Pe urmă a venit scânteia tineretului cu neprețuitul Matale, Gică Cucu, apoi Emil Marinache, Cornel Dumitru, Adrian Vasilescu, Dan Dumitrescu, Jean Andreiță, Georgica Eclisărescu, Sandu Dobre, Oreste Precan, Vali Tanasov, Costică Stan și Lucian Abramescu și Ovidiu Marian. Cu enciclopedia prieteniei Bebe Răvescu, într-o zi a intrat la mine în birou, eram șeful lui și am dat ceva mai greu de făcut. L-am auzit mormăind în timp ce ieșea. De era moltean, am înțeles clar, reței dracului de Olteni. M-am înfuriat, de era moltean, am ieșit după el și l-am întrebat ce-ai zis, mă? M-a privit candid și mi-a spus, despre mine vorbeam, eu sunt Olteac. Dezarmare totală, ca să aflu peste mult ani că Bebe era din Domnești de Mușcea. Dar a rămas lângă sufletul meu, prin vrem și peste vrem. M-am dus la Luceafărul, mare gazetă literară, unde la început n-am avut niciun prieten, în afara fotoreporterului artist Nelu Cucu. După un timp m-am legat cu sufletul de Mircea Croitoru, mare de Capone, om de o calitate uriașă, de mare excepție, de Cezar Ivănescu, mare poet, ciudat și sufletist, de Nenicu Velea, prozator de geniu și băutor de talent, omul care mi-a zis într-un moment mai greu al vieții mele luceferiste, nu te enerva, șefule, ăștia sunt niște căuzași fără cauză. Cu adjunctul meu, încruntatul Mihai Ungheanu, prozatorul poet Iulian Neacșu, cel care avea nebunia să-l oblige pe un țăran să treacă strada și ăsta nu voia neam. Dar mai ales cu poetul mare și bun, Grigore Hagiu, voiem incorigibil, membru de drept în frăția poeților post la Bișien, mort într-o iarnă cumplită lângă iubirea vieții lui. Grigore lipsea din redacție o săptămână, dar își lăsa în sertare toate materialele, corectate, aprobate, era șeful secției de poezie, venea într-o luni, și îmi punea, dacă era toamnă, pe birou două mere roșii. Sunt de la mine, de la Otopeni, dure fetelor tale. Doamne, mi-e așa de dor că te